Inițiativa socialiștilor vine după ce peste 4.000 de elevi și părinți au semnat o petiție online prin care se solicită anularea examenelor de bacalaureat din acest an. Absolvenții s-au plâns că majoritatea orelor au decurs în regim online, iar desfășurarea examenelor propriu-zise supune elevii și pedagogii unui risc sporit de infectare cu SARS-CoV-2. Elevii nu au avut nicio posibilitate să însușească toate materialele prevăzute de program, majoritatea timpului făcând studii la distanță. Din numele tuturor absolvenților, vă asigur că este nevoie în acest an de a renunța la desfășurarea examenelor de bacalaureat. Более того, при сдаче бака мы подвергаемся опасности, контактируя друг с другом. Разве безопасность и здоровье детей сейчас для нас не самое главное? În cadrul briefingului, deputatul PSRM Nichita Țurcan a anunțat că inițiativa prevede anularea examenelor atât pentru elevii claselor liceale, cât și a celor gimnaziale și a școlilor profesionale. Cu toate acestea, alesul poporului a subliniat că bacul va fi opțional pentru elevii care vor să-și continue studiile în instituțiile de învățământ universitar. Это будет сдача бака для тех людей, которые хотят поступать за границу, в вузы заграничные. Она будет опциональная. Это мы сейчас находимся в переговорах с Министерством просвещения для того, чтобы найти подходящую модель. Мы постараемся вместе с Министерством найти модель, выработать ее, для того, чтобы это было максимально безопасно для нашего здоровья, то есть имею в виду для здоровья преподавателей, для здоровья учеников в том числе. Amintim că potrivit ultimelor date furnizate de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, 95% din absolvenții din acest an spun că nu sunt suficient de pregătiți pentru a susține bacul.